Suntem indignați că copiii din Republica Moldova sunt impuși acestui pericol, că copiii nu sunt pregătiți pentru această propagandă. Considerăm că noi, ca și Parlament, urmează să întreprindem măsuri foarte clare ca să nu permitem unor grupări cu interesele altui stat să desfășoare aceste campanii. Considerăm că funcționarii, acei care au venit și în cadrul concursurilor, au intimidat lumea, care au promovat cadre de partid în stil absolut totalitar, trebuie pedepsiți. Și, ca final, a fost un proiect eșuat. Și noi nu vom permite niciodată ca aceste idei să fie promovate. Statul Republica Moldova va rămâne și în continuare un stat suveran, iar cei ce ține de așa numită harta a României Mare, care a fost ruptă de fapt de istorie, noi vă repetăm ceea ce a fost deja demonstrat. Vă mulțumim frumos. Domnul Bătrâncea, vă rog frumos să vă abțineți de la tot felul de acțiuni de genul ăsta. Vă rog frumos, domnul Ghimpă, aveți un minut la dispoziție ca drept de replică. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, ca să cunoască deștepții ăștia de la Kremlin, că concursul le organizează puterea locală și nu ministerul, conform codului educației. Să rupeți voi harta, tot din Unire o să producă și ați docniți, ați muriți de ciudă și ați vă duceți în Novosibirsk, dar Unire o să se producă, pentru că ăsta e de Dumnezeu dat acest stat. Acum, domnul președinte, am o rugăminte la dumneavoastră. Când povoi o ia razna, vreau să deconectați microfonul, ca și parlament. Bine?